Salutare, guys! Din nou la pescuit. Tot am făcut noi treabă bună săptămâna trecută la Clan și ne-am hotărât să revenim și totuși vreau să caut alte locuri, locuri noi, să vedem dacă reușesc să dau de ele cu apă un pic mai adâncă și cu poate dau și de mrenuță, ceva. Hai, așa că stați cu noi. Guys, am luat-o un pic la pas, am lăsat mașina în spate acolo și am luat-o acum pe locurile astea. Aproape că am ajuns eu astă vară, când veneam cu muscă. Este locuri pe aici. E mai curat un pic față de unde v-am
arătat săptămâna trecută, în vlogul trecut. Locurile sunt mișto și pe aici, apă mai adâncă. Vedem dacă facem ceva. Nu zic că nu sunt gunoaie, dar parcă sunt mai puțin. Prietenii mei mă așteaptă acolo. Să vedem față de pac. Sunt cu boloneza mea. Am și cu waglerul. Wagler, cum vreți voi să ziceți. Așa că vă salut. Partii de la Clan. Cred că și aici sunt niște locuri chiar mișto. Așa că hai să căutăm locuri, poate găsim ceva mai frumos, poate dând un clan mai mare. Eu nu o să mai vorbesc, o să filmez doar și o să prind câteva birouri mișto pentru voi. Așa că stați aproape, da? Pac! Morning! Ce fac băieții? Hai să treci! Prietenii, să treci, Ionuț! Say hi la guys! Say hi la guys! Treci, mă, Viorache, uite-mă, pe Viorache. De la 5 dimineața să prins loc, hă? Păi, nu poți să vorbești așa la clar, mă, băi, unde ești, la... Pe ăla, pe gârlă? Hai, fir întins aveți, nu mai vorbim. Guys, cred că ne întoarcem la locul nostru acolo. Nu știu, nici o șmecherie pe acolo, pe spate. Am fost, într-adevăr, e apa adâncă. E și curent un pic mai puternic. Dar nu e pentru așa ceva. Posibil să, dacă stai pe el așa până pe la vreo 3, să o dai și pe carasă și pe astea. Dar nu asta cauciu. Eu am venit după clan, papușcă. Poate pică și o mreană, sau cum zic eu, mrenuță de aia mai mică, dar nu ești mecherie. Ne întoarcem înapoi la, într-adevăr, e apa adâncă. Vorbesc acum cât de cât mai tare, pentru că o să încerc eu undeva. Aici e malul înalt, nu pot să fac nimic pe malul ăsta. E malul înalt și mafiotul te vede. Mai e? Mai îngheța nasul? Mai e. Vreo 10 grade afară. 9 dimineața. Natură și aventură. Ai fly so fishing. Hai, ai luat-o? Hai. Când o să ajung în loc de pescuit, este că am găsit și aici un loc. Hai să vă arăt și vouă. Uite pe aici. Prin zonele astea veneam astăvară. Stăteam la muscă. Să dai invers e bine, să dai după malul ăla spre malul ăsta. Gunoaie, ca la Balamuc, peste tot. Vede că e zona de sat. În general, în zona de asta de sat sunt gunoaie.
Hi guys. S-a terminat și partida noastră, scurta noastră partidă la Clan pe ziua de astăzi. A fost super, dar tot în locul ăsta aici unde am fost și săptămâna trecută. Apa văd că a mai crescut, probabil că și apa mai sus. Așa că până data viitoare, las pe fiți și vă urează sănătate, fir întins de 2020. Nu uitați de subscribe, de un like, de un share, toate cele.